Aquila este o firmă creată în 1994 de doi proprietari români. Principalul obiect de activitate este transportul internațional, transportul național, distribuția națională și depozitarea produselor partenerilor noștri de afaceri. Am decis în urmă cu 3 ani de zile să selectăm o firmă pe care ne putem baza, să ne ajute în organizarea activității de zi cu zi pentru transport și distribuție. Ținând cont de complexitatea operațiunilor noastre, am decis să lucrăm cu ORTEC și să dezvoltăm pentru nevoile noastre modulele pe care aceștia ni le-au oferit la început. Astăzi folosim modulul ORTEC Routing and Dispatch pentru planificarea rutelor și transmiterea acestora către aplicația de Xog și aplicația soluția mobilă ORTEC, Mobile App. Fluxul este la modul următor, planificarea se face în modulul Routing and Dispatch, se transmite către aplicația de Xog, unde colegii din depozit scanează practic încărcările camioanelor. Realizările acestora se întorc înapoi în ORTEC, unde avem transparență din punct de vedere al orelor de încărcare. Mai departe, această cursă este transmisă și șoferului prin aplicația mobilă, care se ocupă de realizarea descărcării la client. Practic tot fluxul ăsta oferă în timp real un overview al statusului livrărilor. Statusul livrărilor care de asemenea este vizibil pentru clienți în aplicația dedicată acestora, Villa Customer Portal. Pe noi șoferii, aplicația ORTEC ne ajută extraordinar de mult datorită faptului că se elimină aproape în totalitate comunicarea telefonică cu dispeceratul și cu depozitele la care trebuie să ne prezentăm pentru a încărca marfa sau a descărca marfa. Folosind soluția ORTEC Routing and Dispatch, am reușit să ne optimizăm rutele și de asemenea să ne reducem costurile prin kilometri goi efectuați. Undeva la 4% am reușit să reducem până la momentul de astăzi, care se traduce odată prin reducerea costurilor, creșterea marginei de profit, dar și de asemenea se traduce prin livrări mult mai rapide. De aceea, la ora actuală, cred că cu ajutorul ORTEC reușim să îmbunătățim nu numai activitatea, nu numai livrările noastre, să le facem în timp, pentru că asta este cerința clienților, dar putem să facem față cu brio și la volumele suplimentare care apar în anumite perioade din an sau din lună.